Bună dimineața! Calimera! Am plecat de la cazare. Ia, auziți, cocoșii. Este fix 5 jumătate. Hai să-mi iau valiza. În România se luminează mai repede, dar aici apune soarele ceva mai târziu. Dar e aceeași oră. Da, începe lungul drum către casă. Acolo pe munte sunt oameni care au gospodării faine, cu capre, oi. Uite ce cântă cocoși. Îi auzeam și din camera. Da, lungul drum spre casă. Merg acum la restaurant, la Sigul. De acolo o să mergem cu mașina până la aeroport. Creta este foarte mare. Sunt două aeroporturi pe insulă. Noi mergem la Cania, mi se pare. Da. O să ajung cam cu o oră jumate înainte. Check-in-ul l-am făcut. Și o să vedeți restul călătoriei. Am foarte multe mijloace de transport astăzi. De nu-i nimeni pe aici, la ora asta. Părăsesc locul ăsta frumos. Abia aștept să ajung acasă, dar după o să-mi fie dor de Paleohora. Da, la revedere. Locuri frumoase. Am ajuns în aeroport, o oră jumate am făcut. Am trecut de security, doi oameni mai erau în față. Na, un aeroport mai micuț, dar mi așa îmi place. Deloc aglomerat. Hai să vedem ce o să găsesc eu pe aici. Poate mai iau ceva suveniruri. Ceva specific cu ulei de măsline, un țipuro, un uzo. Asta cred că este avionul cu Ryanair. Cred că este cea mai ieftină companie. Se și vede după locurile la picioare. E foarte, foarte mic acel loc. Și la Wizz mai e ceva spațiu, dar cu Ryanair e îngrozitor. Bine că e drumul scurt, 2 ore sau 1 oră 55, ceva de genul. Cam așa în aeroport. Fain. O să mă îmbarc acum în cea mai proastă companie din lume. O să vă povestesc ce am pățit aici la aeroport. Eu am venit cu aceleași bagaje, dar o să vă povestesc când o să ajung. Am fost controlat, mi-au zis că bagajele mele cu care am venit, eu am o geantă care este goală, mi-au zis că nu încape în avion și mi-au cerut încă 50 de euro extra. Este incredibil, incredibil. Cu geanta asta am venit și de la București. Este o geantă așa, uite, care încape oriunde. Este pe jumătate goală. Nu am troller, cum au ceilalți. Ia uite, uite. Un troller de la este mult mai mare decât geanta mea. Și mi-au cerut 50 de euro. M-am certat cu ei degeaba. Au nevoie de bani, servicii de 2 lei. M-am enervat îngrozitor. Nu o să mai merg niciodată cu Ryanair. Niciodată. Niciodată. Dar niciodată să nu mergeți cu Ryanair. Locurile la picioare cele mai mici. E ceva ca în, nu știu, nu vă imaginați. Și pentru o valiză așa, să-ți ceară 50 de euro, e valiza cu care am venit de la București. Acum, ăștia aveam nevoie de bani. Și n-am fost doar eu, jumătate din călători. Nu mergeți niciodată cu Ryanair.
din avion în autobuz. ...80% din oameni au fost controlați de bagaje. Cred că grecii aveau nevoie de bani, dar o să vă povestesc după. Acum o să merg către trenul acesta care face legătura între aeroport și gară. Asta vine din 40 în 40 de minute. Depinde ce noroc ai. Ce vă spuneam, am stat lângă un preot cu soția. Lor le-a luat 140 de euro. Le-a și cântărit bagajele. Este incredibil. Toată lumea a venit cu aceleași bagaje. S-a întors cu aceleași bagaje care a plecat. 80% din pasageri au fost controlați. Dacă bagajul nu ți era mai mare, ți-l cântărea și tot îți găsea ceva și te punea să plătești. Super nesimțit acești greci, această companie. Cele mai mici locuri la picioare, cele mai inconfortabile scaune. Na, ce să zic. Deja am mers mașină, avion, autobuz, acum iau trenul ăsta, încă un tren, încă un Uber. Am de călătorit astăzi. Hai să vedem când vine trenul. Biletele la acest tren, poți să le iei și din tren, costă 5,50 lei. Deci nu e mare scofală, dar trebuie să știi când vine trenul. Văd că lumea se grăbește, o fi trenul pe aici. Ha? S-ar putea. Da? Repede, repede, repede. Repede, repede, repede. Ce noroc am. În trenul o să-mi rezerv biletele și pentru trenul de Constanța, că încă nu le-am rezervat, nu știam când ajung. Ce norocos. Am ajuns în gară. O să am o mare problemă, pentru că nu știam la ce oră ajung. Eu nu mi-am rezervat biletele din timp. Am încercat să le rezerv acum, din trenul acesta rapid. Nu mai există bilete către Constanța. Este vineri și toată lumea merge la mare. Am încercat la clasa 1, am încercat la clasa 2. Nu există bilete către mare, indisponibil. O să vă las în continuare două poze. Am făcut screenshot să vedeți că nu mai sunt bilete către Constanța. Nu știu ce să fac acum. O să merg la casa de bilete, poate îmi dă în picioare. Dacă nu, mă urc în tren. Asta e, dau ceva la naș sau plătesc o amendă, stau în picioare și nu mă interesează. Nu știu ce să fac. Merg la casa de bilete prima dată. Am stat la Dita mai coada, ia uite, este coada. Și durează cam 5-7 minute să libereze un bilet. Am ajuns și, într-adevăr, nu mai sunt bilete pe ziua de astăzi spre Constanța. Următorul tren este la 12:30. Uite. 1883. Mă urc în el și ce se întâmplă astăzi? Cred că nu sunt singurul. Trebuie să ajung la Constanța, n-am ce să fac. Niciodată n-am fost în situația asta. Aștept trenul să vedem ce se întâmplă cu nașul. Eu nu am bani, mai bine mă merg să scot niște bani, să am bani cash, poate vrea ceva. Stau acolo, la WC-ul, în picioare, asta este, trebuie să ajung acasă. Na, o zi minunată. Amendă 50 de euro pentru bagaj, dar nu vă spun, preotul de lângă mine, un preot cu soția din Cluj, aveau două bagaje, la fel, dar încăpeau în acel spațiu, dar le-a cântărit. Dacă încăpeau, le-au cântărit grecii. Și le-a dat amendă, i-a pus să plătească 147 de euro. Na, era greu să scapi, doar dacă aveai o poșetă de mână, te lăsa în avion. Au avut nevoie de bani și asta a fost ideea. Pe toată lumea. Am vorbit după cu preotul, mi-a zis că
nu știu de ce, în ce motiv, cu ce motive călătorește, de 20 de ori merge pe an cu Ryanair, nu știu de ce numai cu Ryanair, și că doar acum mi s-a întâmplat. Eu cred că grecii aveau nevoie de bani, mă repet. Atât de mici sunt locurile în Ryanair. Dacă ești la picioare, ai aici în față, ai o plasă în care sunt reviste, sunt tot felul. E, acolo nici plasa aia nu era, pentru că nu era loc de acea plasă. Da. Azi o să merg și eu cu nașul. Am niște emoții pentru că nu sunt făcut pentru așa ceva. Mie îmi place să știu dinainte la unde stau, cum stau, să stau relaxat, nu să trec prin asemenea peripeții. Repet, că multă lume o să zică, de ce n-am luat înainte? Pentru că nu știam la ce oră ajung în gară. Da? Puteam să-mi iau la ora 4, la ora 6, cu o săptămână înainte, dar na, eu vroiam undeva apropiat. De obicei sunt locuri, trenul e plin 5% sau 10%. Acum nu există locuri. Nu o să mă dea jos din tren. Ce să-mi facă? Îmi dă o amendă sau dau la naș ceva? Vedem. Râd, dar nu-i râsul meu. Merg și eu lângă cei care au bilet. Uite ce balamuc este. Adică este evident că nu sunt locuri. Trenul vine la linia 9. Mamă, câtă lume. Eu mă așteptam că, fiind vineri, am vorbit și cu Nicolae, nu o să găsesc bilet. Dar mă gândeam, bă, la clasa întâi sigur o să găsesc ceva. Nici în picioare, nu se mai poate. O să stau în baie. Mă blochez în baie și aia e. Ca să mă mai înveselesc puțin, vi-l arăt pe Nea Mărin Miliardarul. Stă în sectorul 1, pe Magheru. Nu știu dacă Magheru este în sectorul 1. Merge și la mare și a luat training lucios, bașcheți și pălărie de paie. Este îmbrăcat adecvat. Ce să zic? Perfect, perfect. Trec și niște TikTokeri. Na. Trenul întârzie. Deja stau de 15 minute, cu toate că n-am bilet, eu am și pretenții. Vai de mie și de mine. Până se urcă toată lumea, o să stau aici pedepsit. Miros fain cu bagajul meu. Acolo se vede amenda de la aeroport, măcar să închid ușa asta. Hai de mine cu miroase. Stai să urce toată lumea și după aia văd, poate găsesc un loc. Vorbesc cu nașul. Nașul, nu mă refer la Marian Adventure. Nașul de tren, poate îmi găsește el un loc. Dacă nu, aici stau. Când necu stai acolo printre ei, oamenii stau pe scaune și eu stau în picioare lângă el. Aici o să stau. Hai de mine și de mine. Să pățesc așa ceva. CFR, călători. Fără locuri, dar lux. Cred că are 100 de ani locomotiva asta. I-a scris șeful acum. O să plece. Hai că am plecat. De acum nu mai au cum să mă dea jos. Sau poate, nu știu, la prima gară, pe la Fetești, pe undeva, apar la... Uite, aici este clasa a doua. Full. Și aici este clasa întâi. Ăștia de aia bogați. Și mai fort. Și aici e pentru toaleta. Eu și toaleta. Și o să vină mulți la toaleta. Las că vine nașul și îl întreb, poate îmi găsește un loc. Hai de mine, cum am ajuns. Fac azi de recaz, dar în vie să-mi plâng de milă. Sunt cu nervii la pământ. Mamă, văd acolo în depărtare nașul. Nu trebuie să se apropie. Pândește și el, că mă pândește pe mine. Bine, nașul.
Stai că am oprit la prima gara și uite, se mai urcă oameni. Ah, intră aer condiționat de acolo. Mamă, ce bine e. Aici e calde de numa. Mamă, ce bine. Oh. La 5 minute ar trebui să fie o gară să-mi dea și mie aer condiționat. Am transpirat aici de... Ai de mine și de mine. Nu știu ce gara e asta. Stai, s-a închis. S-a închis ușa. Ce gară o fi asta? Ah, acum văd. Băneasă. București Băneasă. Da. M-am bucurat și eu de 10 secunde de aer condiționat. Aici mă bucur de... Așa rău am ajuns. Până să vină nașul, nu știu dacă vedeți, să mă răsc, vine poliția. Da. Vai de mie și de mine. Mă arestează oare? Am scăpat de poliție deocamdată. Dar toată lumea care trece pe lângă mine, asta nu mai știe să iasă din, nu mai știe să iasă, ferească Dumnezeu, toată lumea se uită la mine ca la ultimul cerșetor, ca și cum aș fi un vagabond care stă aici. Ah, intră aer condiționat. Deci așa urât se uită lumea la mine. Dacă eram în altă parte, în Germania sau într-o țară civilizată, lumea zâmbea. Aici lumea se uită atât de urât la mine pentru că stau aici. Este incredibil, incredibil. Nu cred că arăt ca un vagabond, dar stau aici. Așa o viață n-am pățit în viața vieților mele. Am ajuns cu bine la fundulea. De aici este botezatul. Și Fuego, cred. Cred că aici s-au născut Botezatul și Fuego. Fundulea. Este o gară foarte importantă. Până acum n-a venit nașul. Poate nu vine. Am vorbit eu urât de Fundulea și de Fuego și acum vine nașul. Mai de mie și de mine. Uite cum vine. Nu ăsta primul, al doilea. Bilet am găsit până la Fundulea și sunt aici cu virus. Este de la aviație. El este instructor de zbor și... Nu, sunt controlor de trafic. Controlor de trafic. Oh, tot am discutat cu el și îl admir. Asta a fost și visul meu din copilărie, eu să fiu aviator. Na, am... Da, nu, mai am, nu mai e vârsta. Da, dar ce-am povestit cu el despre aviație și despre control... elicopter. Virus. Suntem, nu știu, pe aceeași lungime. Ne-am găsit, da. Mulțumesc. Deci am chemat un Bolt. Ceva un Hyundai. Oh. Trebuie să mă duc în partea aia. Eolienelor, energia regenerabilă. Ah. Puțin în Suedia, puțin în Germania, puțin în Turcia, așa, pe aici pe acolo, nu foarte mult. Dar nu pot să trag prea multe concluzii ca și diferențe, ca și, eu știu, ce se întâmplă pe la noi. Și acum Uber. Da,
Bine, asta este așa, muncă de mai umplut timpul, nu este ca muncă principală. Dar exact știți cum e, veniți dumneavoastră, mai vine altcineva, mai povestesc un pic, mai aflu o informație. Da. De-abia aștept să ajung acasă, credem pe cuvânt. Mai am cred că 2-3 km și... Da. Mulțumesc. Gata, am ajuns acasă. Sunt mort de oboseală. Este incredibil de răcoare aici la Constanța. Sunt 15 grade, mai puțin față de Grecia. Dar e plăcut. A plouat zilele astea destul de mult. E bine să fiu acasă, totul e în regulă. Doar pe Zoro nu l-am găsit. În rest, apare el la Golan Mare. Sper să apară. Ce să vă zic? A fost o aventură, tot drumul nașului controlorului din tren. I-am dat 100 de lei, mi-a tăiat un bilet pentru o stație foarte scurtă de 20 de lei, restul au rămas la el. Un bilet era vreo 60 de lei București, Constanța, clasa a doua, și cam 100 de lei la clasa a întâi. Am stat foarte bine la bar, mi-am făcut și prieteni. Am schimbat numărul de telefon cu virus. Un băiat extraordinar. Da, e bine să fiu acasă. O să mă odihnesc acum. Azi sunt foarte, foarte obosit. Și puțin stresat am fost că... Uite și pe Nuca. Băi, ce faci, băi, Nuca, băi. I-a pus numele Nuca, că e fetiță. Da. Vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura. De mâine, cu noi rețete.